Bun găsit, prieteni! Sunt tot felul de articole care apar prin ziarele de scandal, prin tabloidele, atât cele de la noi din țară, cât și cele internaționale, legate de veniturile, de salariile diferitelor vedete. Și sunt tot felul de speculații, pentru că, sigur, nu există posibilitatea să se publice un astfel de contract, el este confidențial. Și riști să fii dat în judecată dacă faci public un astfel de contract. Dar pe mine nu asta mă surprinde, ci curiozitatea oamenilor cu privire la veniturile vedetelor sau în general ale celorlaltor persoane și din diferite meserii. Cel puțin la noi în țară, atunci când îi spui, domne, dar uite că medicul ăla câștigă atâta, domne, sau nu știu, vedeta, nu știu care are un salariu de, nu știu, avocatul sau notarul sau arhitectul sau nu știu care. Ce contează ce salarii au acești oameni? Desigur, ne uităm la, de multe ori, la niște, fie la niște vedete, fie la niște personalități în domeniile respective și sigur că și salariile sunt consistente, sunt oameni care au dovedit poate viața întreagă, o viață întreagă că sunt profesioniști și că sunt apreciați în domeniul acela și sigur că sunt și remunerați pe măsură. Întotdeauna ne permitem și ne facem tot felul de imagini cu privire la persoanele respective și cu privire la ce ar face și ce fac oamenii aceia cu atâția bani. Dar nu ne gândim că acele salarii sunt cu siguranță niște excepții și că ele nu reprezintă neapărat un model pentru noi, așa cum vedetele sunt puține, pentru că de aceea sunt vedete, ele sunt niște modele, sunt niște excepții, niște vârfuri, să spunem, sau cel puțin așa ar trebui să fie în domeniile lor. Nu sunt calculate așa niște salarii în funcție de ce nivel și câte procese, să zic, a câștigat un avocat sau câți oameni a făcut bine un medic excepțional sau un arhitect foarte apreciat, câte proiecte de excepție a avut. Lucrurile astea sunt până la urmă nu ne afectează cu nimic. Cu ce mă interesează, ce mă încălzește pe mine sau de ce îmi face mie viața mai frumoasă, cum face mie viața mai frumoasă să știu că, nu știu, Kylie Minogue a câștigat acolo, sigur că poate am aflat mai o sumă reală care a fost câștigată, dar de cele mai multe ori nu știi cu siguranță cât câștigă nu știu cine. Și până la urmă nu te încălzește cu nimic și nu înțeleg de unde vine această curiozitate deosebită a oamenilor legat de veniturile vârfurilor, marilor personalități sau ale vedetelor. Până la urmă, veniturile lor nu sunt relevante, ele nu caracterizează nimic, ele sunt niște excepții, așa cum, nu știu, laureatul premiului Nobel este unul sau laureații premiului Nobel sunt puțini. Ei nu sunt într-adevăr niște modele, dar sunt o excepție până la urmă de la regulă și nu ne putem lua după ei. Sigur, este de apreciat munca lor și de foarte, foarte multe ori veniturile reflectă, să știți, munca pe care o depun oamenii, nu neapărat în aceste excepții, vârfurile, dar în general, chiar și în România și în mai toate domeniile, cu foarte multă muncă, cu răbdare și cu ambiție, tenacitate, până la urmă reușești să ajungi la un venit care să te mulțumească la o adică. Asta e părerea mea,
nu consider că sunt optimistă, ci dimpotrivă, cred că sunt realistă și judec față de experiența de viață, în funcție de experiența de viață pe care am avut-o până în acest moment. Vă pup și ne revedem mâine dimineață, dragi prieteni, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.